O clădire de locuințe sociale din Hunedoara, aflată în proprietatea municipalității, a ajuns să fie cunoscută sub numele de blocul Fantomă sau blocul Groazei, din cauza mizeriei pe care o făceau locatarii și a condițiilor degradante în care aceștia trăiesc. Anul trecut, municipalitatea a renunțat la planurile de reabilitare a clădirii după ce o expertiză tehnică a arătat că imobilul nu mai prezintă siguranță, astfel că se impune demolarea acestuia. Înainte ca blocul să fie pus la pământ, autorități locale au trebuit să găsească noi locuințe sociale pentru chiria și blocului fantomă. Până acum, din cele 96 de locuințe ale blocului social, 64 au fost eliberate, iar locatarii au fost mutați în alte două blocuri sociale din Hunedoara. După eliberarea încăperilor, ferestrele și ușile acestor au fost zidite, astfel încât accesul în interior să fie blocat, a informat primăria Hunedoara.